Helicopterul SMURD a fost solicitat miercuri seară pentru a prelua de la spitalul din Bârlad un pacient cu suspiciune de fractură de coloană. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 22 de ani care căzuse de la etajul 4 al blocului în care locuia. Căderea sa a fost atenuată de un copac. Chiar și așa a fost rănit destul de rău. Un pacient și cu intoxicație acută cu etanol, dar cea mai importantă leziune, leziunea de coloană, Posibil cu interesare medulară. Conștient, stabil, hemodinamic și respirator la momentul preluării, pentru că a existat un copac care a atenuat căderea lui de la etaj până la sol. Pacientul a fost transferat în spitalul profesor Nicolae Oblu. Băiatul va trăi întrucât rănile suferite nu îi pun viața în pericol, însă leziunea de la coloană este destul de serioasă. Medicii neurochirurgi efectuează mai multe investigații pentru a vedea dacă măduva spinării a fost secționată. În acest caz, tânărul ar putea rămâne infirm.